Doamnelor și domnilor, iată care sunt știrile zilei. Sunt sau nu sunt de acord făgărășenii cu scumpirea biletului de călătorie cu autobuzul? Asta vor să afle autoritățile publice locale, dar și operatorul de servicii de transport, motiv pentru care în data de 7 martie se organizează o dezbatere publică unde sunt așteptați cetățenii orașului cu propuneri, sugestii și amendamente pe această temă. În prezent, biletul de călătorie costă 2 lei. Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure din Făgăraș are un nou director medical. Interimatul este pe o perioadă de 6 luni, fiind asigurat de șeful secției de chirurgie, medicul Mircea Grapă. Acesta a luat locul Mihaelei Pandrea, care a deținut funcția de director medical și care în prezent participă la un curs de specializare în urgență la Târgu Mureș. Iarnă în toată regula la sfârșit de februarie și ajunge mărțișor. De luni, 25 februarie și până în 3 martie, făgărășenii pot cumpăra simbolurile primăverii de la comercianții veniți doar din zona noastră. Căsuțele din lemn sunt deja pregătite, însă autoritățile spun că vor monta și corturi pentru meșteșugari. Autobuzul pentru transportul public de călători a revenit pe străzile orașului după ce administrația publică locală a renegociat contractul cu firma din județul Ilfov. Astfel, microbuzul în care stăteau înghesuiți călătorii a fost scos din circulație, iar autobuzul a fost reparat. De altfel, asta spunea de curând și consilierul de la compartimentul transportul din cadrul primăriei, explicând motivele pentru care autobuzul nu mai efectua curse. Am avut o discuție constructivă cu transportatorul, nu se pune în discuție rezilierea contractului, transportul public local va continua cu autobuzul de 70 de locuri. Autobuzul a fost scos din circulație anul trecut în luna decembrie din cauza unor defecțiuni și timp de 2 luni firma a folosit un microbuz de 19 locuri pentru transportul călătorilor, ineficient, mai ales la orele de vârf. Prima cursă este la 5, iar ultima la 17. În contractul încheiat între operatorul de transport și primărie este prevăzută plata unei redevențe către autoritatea locală. Costul unui bilet de călătorie este 2 lei, iar firma Axi Trans susține că este mic în raport cu cheltuielile de întreținere a mijlocului de transport în comun și cu costurile combustibilului. Primăria Făgăraș organizează pe această temă o dezbatere publică cu făgărășenii în data de 7 martie la ora 14 în sala de ședințe a primăriei. Până atunci, cetățenii sunt așteptați cu sugestii, propuneri și amendamente de luni până joi, între orele 8:00-16:30 și vineri de la 8:00-14:00 la compartimentul de specialitate, consilier Filip Andrei, sau la e-mail secretariat@primaria-făgăraș.ro. Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure din Făgăraș are un nou director medical. Medicul Mircea Grapă a fost numit pe postul interimar până la organizarea unui concurs. Acesta coordonează secția de chirurgie din spital și la inaugurarea sălilor de operație dotate cu aparatură performantă a declarat că este mulțumit de faptul că pacienții vor avea parte de cele mai bune condiții de tratament și investigații inexistente până acum în unitatea sanitară. Mulțumim celor care și-au dat interesul pentru realizarea acestui obiectiv, care a fost destul de scump. Sper să beneficieze toți pacienții din țara Făgărașului, să nu mai fim nevoiți să trimitem la Brașov sau în alte locuri cazuri deosebite care mai nou se pot rezolva și la Făgăraș. Medicul Mircea Grapă ocupă această funcție pe o perioadă de 6 luni, timp în care fostul director medical Mihaela Pandrea urmează cursuri pentru specialitatea urgență la Târgu Mureș. Conducerea unității sanitare a declarat recent că în următoarea perioadă organizează concurs pentru funcțiile de director medical și director economic. În prezent, compartimentul financiar-contabil al spitalului este coordonat de Dorina Haneș, care a ocupat o funcție similară timp de 17 ani la combinatul Viromet din orașul Victoria.
Iarnă în toată regula la sfârșit de februarie și ajun de mărțișor. De luni 25 februarie și până în 3 martie, făgărășenii vor putea cumpăra simbolurile primăverii de la comercianții veniți doar din zona noastră. Căsuțele din lemn sunt deja pregătite, însă autoritățile vor monta și corturi pentru meșteșugari. Cam fiecare an municipiul Făgăraș pregătește un târg al mărțișorului. În acest an se va desfășura în perioada 25 februarie 3 martie. Va fi amenajat în centrul municipiului, în parculețul central. În acest an sunt așteptați și elevii școlilor din țara Făgărașului cu mărțișoare confecționate chiar de ei. Sumele adunate din vânzări vor fi folosite pentru întrajutorarea copiilor nevoiași. Vor veni cu mărțișoare handmade elevii de la colegiile doamna Stanca și Aurel Vijoli, de la Liceul Tehnologic Dr. Ioan Șenchea, iar din zona Făgărașului, elevii școlilor din comunele Recea, Lisa, Șinca și Mândra. Spre deosebire de alți ani, în acest an am invitat și școlile din municipiu și din țara Făgărașului, precum și meșteșugari și comercianți din zonă. Îi așteptăm cu drag. Anul trecut, simbolurile primăverii lucrate manual s-au bucurat de succes la vânzări. Astfel, pe tarabe au fost prezentate mărțișoare lucrate din ață cu croșeta, dar și din lemn sau lut ars. Unul dintre artiștii plastici făgărășeni, Titus Frâncu, spune că anul acesta va prezenta făgărășenilor modele unice de mărțișoare pe care le-a lucrat împreună cu elevi ai școlilor din Făgăraș.